Premierul Marii Britanii David Cameron l-a întâlnit duminică pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, unul dintre principalii aliați ai Siriei. Cei doi vor discuta separat cu președintele Barack Obama, care a declarat că le va furniza arme rebelilor. Let's be clear, I am as worried as anybody else about elements of the Syrian opposition who are extremists, who support terrorism, who are a great danger to our world. The question is, what do we do about that? My argument is that we shouldn't accept that the only alternative to Assad is terrorism and violence. Premierul britanic, gazda summitului din acest an, se va concentra și pe subiecte economice. El speră să înregistreze progrese în ceea ce privește transparența sistemului de taxare, dar și acordul de comerț liber între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Al 39-lea summit G8 este organizat în Irlanda de Nord, lângă lacul Erne, iar la întâlnire vor fi reprezentate Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Rusia, Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. Peste 3500 de ofițeri de poliție londonezi au fost aduși în stațiunea unde se desfășoară evenimentul pentru a spori gradul de securitate al liderilor de stat. Traficul aerian a fost și el restricționat în aproape toată țara pe durata summitului. Potrivit autorităților, efectivul forțelor de ordine ar putea face față unei mulțimi de aproximativ 10.000 de protestatari. O manifestație atât de mare este puțin probabil să se materializeze, spun specialiștii. Organizatorii se așteaptă ca maximum 2.000 de demonstranți să-și facă apariția până în ultima zi de summit.